Guvernul României a aprobat ieri o hotărâre care prevede realizarea unui nou nod rutier pe raza comunei Hărău, necesar ca urmare a valorilor de trafic tot mai ridicate. Acesta va asigura accesul spre și dinspre autostrada A1, contribuind astfel la fluidizarea traficului și la o siguranță rutieră sporită. Valoarea totală a investiției ce va fi realizată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se ridică la aproape 120 de milioane de lei cu fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Împreună cu echipa mea de la Consiliul Județean Hunedoara am făcut numeroase demersuri către Ministerul Transporturilor pentru realizarea de noi noduri rutiere de acces spre și dinspre autostradă, astfel încât cei peste 100.000 de locuitori din zona Deva Hunedoara-Simeria să beneficieze de condiții de trafic dintre cele mai bune. Îi mulțumesc premierului Marcel Ciolacu pentru că a înțeles necesitatea realizării acestei investiții, precum și ministrului transporturilor Sorin Grindeanu pentru că a dat curs solicitărilor noastre de fluidizarea traficului în această zonă. Noul nod rutier, situat la jumătatea distanței dintre Simeria Veche și Șoimuș, vine și în sprijinul conducătorilor auto care utilizează culoarul Trafic Mureș Nord ca ruta alternativă de deplasare, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara Laurențiu Nistor. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni.